După 3 ani de cursuri, o nouă serie de asistenți medicali generaliști este gata să profeseze. Este cea de-a 13-a generație care termină cursurile școlii postliceale lui Pasteur din Câmpina. Recent, aceștia au avut festivitatea de absolvire. Felicit din tot sufletul. Să vă dea Dumnezeu noroc și șansă și să știți că piața este deschisă și că piața dorește asistenți medicali atât în țară cât și afară. Eu afară zic mai la sfârșit, fiindcă mi-aș dori ca toți oamenii buni și voi sunteți oameni buni să rămână în țara asta. Marele avantaj este că aveți, spre deosebire de foarte multă lume, posibilitatea de a ajuta pe cel de lângă voi când? Atunci când îi este mai greu. Pentru că, indiferent de starea materială, că are o altă nevoie, materială sau mai puțin materială, așa mai departe, nevoia de îngrijire despre care voi ați învățat, nevoia de a fi aproape de om când îi este rău, atenție, sănătatea este probabil cea mai valoroasă, cel mai valoros item pe care îl poate avea un om, iar voi puteți fi aproape, îl puteți sprijini. O parte dintre elevi deja și-au găsit un job în domeniul sănătății, alții sunt în căutare și speră să găsească cât mai curând. Așteptările mele cred că s-au încununat cu succes. Deja sunt angajată la un cabinet de medic de familie și îmi doresc ca toți colegii mei să se angajeze, să-și găsească un loc al lor, acolo unde ar putea să ajute, cum am fost învățați. Așteptările mele sunt ca să-mi găsesc un loc de muncă, să profesez acolo unde oamenii au nevoie de mine și, în special, mi-aș dori să profesez, să lucrez foarte mult cu bătrânii. Este slăbiciunea mea și cred că acolo mă văd, mă regăsesc. De această dată, pe porțile școlii au ieșit 55 de asistenți medical generaliști.